Salutare, dragi urmăritori! Bine v-am regăsit la o nouă prezentare marca Atelierul de Detailing, alături de una dintre cele mai interesante mașini produse în ultimele decenii. Și spun chestia asta pentru că este produsă de o marcă de la care nu te-ai fi așteptat să producă un asemenea vehicul pe piața europeană. Prizele acestea de aer arată ca niște colți. Nu e o mașină atât de țipătoare. Pe unii s-ar putea să vă deranjeze faptul că aceste grile sunt doar ornamentale, nu au un rol funcțional, însă mi se pare că completează destul de bine aspectul mașinii. Mai îmi place o treabă, adică mi se pare chiar tare, faptul că în prospectul mașinii se enunță faptul că ai discuri de frână de 17 sau 18 inci, adică mașina asta are discuri mai mari decât jantele multor mașini. Pentru că mașina asta costă aproximativ 50.900 de euro, vine cu toate echipările posibile, dotări de confort, de la care chiar nu te-ai aștepta la acest brand. Vorbim și despre un portbagaj cu deschidere electrică. Uitați și cheia ce interesantă este. Arată ca o grenadă. Închiderea o faci de aici. Deschiderea de pe lateral. Și portbagajul se poate deschide la buton. Sau oricum el se deschide când te apropii de mașină. Are și un buton de închidere în partea asta de aici. Și portbagajul, așa cum este mașina, este de tip fastback. Consider că ai suficient spațiu să pui trolerele curcate. Seamănă ca proporție cu un portbagaj de Audi A5, iar banchetele se pot plia 60 cu 40 fracționat. Opțional, această mașină are un sistem audio bun și avem în spate atât kitul ăsta de scule, cât și o roată de rezervă de dimensiuni mici, care este disponibilă sub această parte. Hankook, la fel un brand corean, la fel ca mașina. Mașina asta este produsă în Coreea de Sud, în Rusia și în Kazakhstan, în funcție de piața de livrare. Consider că e un portbagaj de care te poți folosi. Nu mi se pare că sunt necesare inele de prindere, pentru că este destul de plat și înalt. Așa că bagajele se pun în adâncime, nu pe înălțime. Deci riscul să se verse ceva este mai mic. Totodată aici avem un flaps de siguranță pentru eliberarea trapei de la accesul bușonului de combustibil. Un sistem de camere surround view, care se poate activa când ai cu spatele sau direct de la buton, și un stop în spate care se aprinde integral. Din nou un trademark al Kia, care a tot fost văzut în prezent. Are o deschidere destul de largă a ușii și cred că este de efect la ea și această tapiserie din piele napa cu perforație, care în față are și scaune ventilate. Intratul, o să vedeți că în cazul meu e puțin mai dificil. Trebuie să pui mâinile să te ajuți un pic, dar cert e că odată intrat, stai foarte confortabil. Surprinzător, am suficient loc la cap. Cotiera ține mâna la nivel și cred că singura critică ar fi locul la picioare, la tălbi. Mă refer la faptul că scaunul e foarte jos și în momentul în care șoferul lasă la minim, nu ai loc să întinzi cât ai vrea picioarele în față. Și observați din nou ieșirea puțin dificilă, dar ce contează? Intrat într-o mașină durează câteva secunde. Contează orele alea în care stai înăuntru, cum te simți. Guri de ventilație cu reglaj de temperatură. Avem și un reglaj de direcție. Iar aici avem o priză de 12V cu un port USB. În ordine inversă față de cum le-am prezentat. Scaunul are un spătar tare cu niște evazări în partea asta să încapă genunchii. Iar materialele de pe ușă sunt unele de o calitate bună. Avem material de plastic moale. Aici este o față din piele de ușă, zona este din aluminiu și singura zonă cu plastic tare este partea inferioară a acestor mânere și partea de jos, unde avem suport de pahar. Totodată, banchetele spate sunt încălzite pe 3 trepte, se poate vedea butonul aici. Și cam așa se stă în ea. Ai, fără probleme, o cotieră mai mare decât au multe mașini în față. Cotiera centrală cu suport de pahar dublu, iar plafonul este negru și destul de lăsat în partea asta pentru a încăpea trapa. În față se schimbă treaba în sensul că avem scaune electrice, reglabile pe multe direcții și cu reglaj lombar. Și accesul e mai ușor decât în partea din spate. E o mașină joasă oricum, se poate vedea chestia asta. Dar îmi place că, având reglajele astea, poți să reglezi scaunul după cum vrei. Tetiera la fel are o poziție reglabilă atât în față cât și pe înălțime,
și chiar se stă foarte bine. La fel, cotieră moale pe partea asta ușii și pe partea interioară, iar torpedo are o deschidere destul de amplă, capitonat și nu necesită mișcarea foarte amplă a piciorului pentru a se deschide. Citisem în presă că mulți criticau plasticul acestei mașini, dar nu mi se pare, adică în toate zonele tactile ai doar plastic moale. Și evident în partea de jos e tare pentru că ai zgâria această ușă destul de ușor. Bordul este dintr-un material moale, cu o cusătură aparentă, inclusiv partea de sus a ușii și aici sunt materiale moi. Aici este o piele de tip alcantara pe plafon, un material sintetic. Și singurele zone cu plastic tare sunt aici jos, în partea consolei. Putem vedea că are o consolă interesantă, care are un design retro cu aceste selectoare, care pot fi direcționate și închise de aici. Zona aceasta care reprezintă unitatea multimedia. Ecranul ăsta este și cu touchscreen. Aici este un suport interesant de telefon cu încărcare wireless, care permite mobilul să intre, permite telefonului să intre până în spate. Și în partea asta avem un port multifuncțional cu priză de 12V, mufă de auxiliar și intrarea USB pentru Android sau Apple CarPlay. Închidere lentă. Îmi place că e totul grupat aici. De exemplu, dacă pui telefonul, tu poți să pui cablu și poți să și închizi această unitate. Astfel că nu stai cu mățăraie din asta pe bord. La fel suportul de pahar. Unul mai mic, unul mai mare, cu retenție dublă din asta. Aici sunt comenzi suplimentare pentru confort, adică scaune încălzite și ventilate pe câte 3 trepte. Încălzire în volan. Iar aici sunt senzorii de parcare și sistemul de vedere surround. În partea centrală, cotieră de piele sintetică cu o deschidere destul de amplă. Aici avem un suport unde poți să pui monede, chei și are și o mochetă care se poate curăța la nevoie. Iar în partea din spate, o cotieră amplă cu un spațiu capitonat și un fel de tăviță care poate fi scoasă de tot de aici. Cotiera nu se reglează pe adâncime, pentru că nu-i nevoie, e foarte lată această consolă. Iar în partea superioară avem o oglindă heliomată cu închidere de la buton și, mai important, ambele oglinzi laterale au închidere heliomată, sunt încălzite și au și sistem de blind spot assistant. Aici ai selectorul pentru modurile de condus. Are un mod foarte interesant care este adaptiv, adică nu trebuie neapărat să o dai pe sport, o dai pe acel mod și în momentul respectiv ea te învață. Dacă vrei să mergi liniștit, merge liniștit, iar dacă vrei să mergi mai agresiv, setează mașina corespunzător. Hai să vedem și la șofer cum arată situația. Bordul este și volanul implicit. Se vede clar că au un design sport. Volanul este teșit în partea de jos, are sigla GT aici, puțin piano black. Un plastic tare în zona asta centrală și îmi place că are nucleu mic, așa că poți să faci manevrele de parcare ușor. Apropo, mașina are o casetă de direcție cu rație variabilă și asta înseamnă că este foarte fină la răspuns în partea centrală, dar are puține ture și poți să faci parcarea mai ușor. Volanul are comenzile clasice pentru Kia, adică în partea asta multimedia, volumul și schimbarea de melodii, un buton setabil cu care poți oscila între anumite surse de audio, comenzi vocale, iar în partea asta este oscilarea între meniuri cu aceste două butoane și pilotul automat adaptiv în partea de jos. Putem observa că ai mai multe tipuri de ecrane în partea asta, care ți arată consumul, viteza și modul de rulare, care poate fi setat în smart. Ăsta este cel mai mișto mod. Eco, care e moale, confort normal, sport și sport plus, în care mașina dezactivează complet sistemele și acestea nu revin la activare în momentul în care oprești motorul. Deci trebuie să ai grijă cu chestia asta pentru că poți să scapi mașina destul de ușor. Eu am ales să las în smart pentru că mi se pare cel mai adaptiv mod. După aia poți schimba aici pe busolă un sistem de asistență presiune în pneuri. Ai și monitorizare pentru acțiunile șoferului și aici poți să setezi, de exemplu, heads-up display-ul, care momentan are o luminozitate scăzută. Ai o grămadă de setări pentru el, înălțimea, unghiul de rotație, aici necesită puțin timp de obișnuință, evident. Sistemele de asistență. În partea centrală, îmi place faptul că are niște scurtături fizice, deci te descurci imediat dacă vrei, de exemplu, să dai pe hartă. Apeși butonul, apare aici. Ecranul este și touchscreen, deci fără probleme te poți juca pe el
Și pe partea centrală la acest setup ai mai multe setări care țin de mașină, de navigație, de sunet, unde poți să ai, de exemplu, egalizatorul pentru sunet, un sistem audio bun care are un bas foarte consistent, așa că uneori trebuie să-l dai mai jos. Are o chestie interesantă care îmi place, ăsta, voice memo. Deci dacă, de exemplu, ai o idee, ai un gând și vrei să-l înregistrezi, poți să apeși record și, de exemplu, acum mașina înregistrează ce eu vorbesc. Așa că, uite, salutare fanilor atelierului de detailing. Mașina înregistrează ce eu vorbesc. Așa că, uite, salutare fanilor atelierului de detailing. Alta care este interesantă este că în caz de necaz sau, nu știu, dacă ești undeva, de exemplu, vrei să împarți coordonatele mașinii, Doamne ferește, o situație legată de 112, un accident sau pur și simplu nu ai semnal la mobil și poți să afișezi locația pentru unii care au semnal, mașina ți arată unde este. Și poți să împarți aceste coordonate. Mi se pare interesantă chestia asta. Se vede foarte clar know-how nemțesc al lui Albert Biermann, în sensul că motorul este plasat foarte în spate. Forward mid, cam așa ar fi plasamentul ăsta. Și asta dă un handling bun al mașinii. Totodată, cutia de viteze a fost dezvoltată intern și are atașat în capăt o casetă de transfer care are o împărțire standard a cuplului de 60% pe spate și 40% pe față. În funcție de modul electronic în care rulează motorul, se poate alege o variație de 80% pe spate, 20% pe față și în cadrul altor modele poate să ajungă până la 17% pe față și 83% pe spate sau chiar 3%, nu, 7% pe față și 93% pe spate pentru un așa numit drift mode, pe care mașina asta nu îl are. Interesant la acest motor e că așa standard e destul de silențios. Adică nu te aștepți să fie atât de puternic. Evident, când te uiți pe specificații îți cam dai seama ce poate, nu cred că necesită vreo dovadă în acest sens. E o mașină care e făcută să meargă rafinat, având un motor cu cilindrie relaxată, mare, poate să evoce foarte clar acea faimoasă frază americană, lozincă de fapt, numită There is no replacement for displacement. Adică orice ai face nu prea poți să înlocuiești cilindrea. E clar că motorul ăsta putea să scoată puterea asta și fără turbine, însă turbina îi dă o culoare potrivită. Adică egalizează cuplu și boost-ul ăla asigură o tranziție bună din turații joase în turații înalte. Dacă era o mașină pur sportivă, probabil s-ar fi potrivit mai bine un motor aspirat. Însă pentru că e un cruiser, e vorba despre mersuri relaxate. E o mașină care poate să ducă viteza 8-a la 1000 de ture, dar și genul ăsta de plecări. Adică, pac, cam 60 la oră. A durat cât? 2 secunde ca să atingă această viteză. Deci e vorba de o dinamică potrivită și gândiți-vă că acum mașina e în confort. V-am zis, cel mai ok mod mi se pare ăsta, smart, care se adaptează la felul cum mașina, cum o conduci tu. E destul de greu să te abții cu ea să te joci, dar sincer, atunci când ai ceva experiență, ajungi să guști motorizarea asta în mai multe ipostaze. Adică nu-i vorba totul despre pedală capăt. Pentru chestia asta sunt multe alte mașini pe care le poți lua strict pentru o direcție unitară. Adică să te joci pe circuit în weekend sau să conduci într-o anumită ipostază doar. Însă mașina asta compilează mai multe chestii, adică merge repede, merge și în confort. Poți să mergi cu familia undeva, e o mașină cu care poți să mergi în concediu, poți să mergi și tare singur să te distrezi pe niște drumuri virajate, poate chiar și pe un track day, ai niște frâne bune, niște anvelope ok, dar e o mașină care cred că nu sacrifică confortul. Adică nu este genul acela de experiență pe care, de exemplu, ți-o dă un hot hatch foarte incisiv, care e făcut exclusiv pentru a fi condus rapid. Ăsta este un cruiser. Și așa cum putem vedea,
abia auzi motorul. Eu am ales să deconectez acea augmentare în boxe ca să aud motorul așa cum se aude el. Este foarte bine antifonată, așa că putea foarte bine să fie și un 2 litri diesel, pentru că senzația de cruising este aceeași. Însă evident că atunci când ești la drum întins și dai niște pedală, mașina asta își arată adevăratul caracter. Și caii ăștia sunt buni exact acolo când ești la niște situații de urgență. Cum ar fi, de exemplu, aici faptul că am acest camion, mă deranjează. Îl văd că este în spectrul ăsta aici și nu mă simt confortabil în jurul lui. Așa că ai făcut această manevră, l-ai depășit. Adică nu e vorba despre mers tare, este vorba despre o rezervă de putere foarte consistentă care permite mașinii astea să îți ofere o dinamică fără niciun fel de grijă. Îmi place faptul că confortul este augmentat de toate aceste sisteme, adică, să spun așa, comicare, sistemele antiprost, deci în cazul în care tu nu ești atent, ea poate să preia puțin controlul, să frâneze singură, să păstreze banda. Pilotul automat adaptiv care chiar ajută pe autostradă și cred că este genul acela de mașină unde îți place să conduci mai dinamic, dar în aceeași măsură poți să mergi și liniștit. Așa că nu e numai despre mers tare. Că te plictisești la un moment dat, nu poți să mergi numai în tălp din astea, nici nu-i practic. Ar avea mașina un consum prea mare și nu te-ai simțit neapărat bine. Ori așa este genul acela de cruiser pe care îl iei la plimbare și vezi tu cum iese. Că exact așa cum am spus la început, contează drumul până acolo, nu destinația efectiv. Are și un sistem start-stop care se activează și poate fi oricum dezactivat de aici. El nativ pleacă fără el activat, probabil așteaptă să se încălzească motorul. Îmi place faptul că ai toate aceste dotări de confort pe care în general un hot hatch nu le va avea. Adică nu o să ai scaune ventilate, electrice și încălzite și volan încălzit la o asemenea mașină. Pentru că în general greutatea contează la o mașină pur sportivă. Ori mașina asta, având o rezervă foarte mare de putere și fiind gândită pentru un cruising confort mai sportiv, poate să ducă o greutate suplimentară. Fix mașina asta are cam 1906 kg, iar varianta diesel, culmea, are cu aproximativ 10 kg în plus. Mașina pleacă însă de pe la vreo 1650 kg aproximativ, în cea mai slabă echipare și cu cel mai mic motor. Pentru că toate chestiile astea, scaune electrice, tracțiune integrală, motorul mare, dotările astea de confort, adaugă la greutate, însă fiți sigur că nu cred că se simte acest exces de greutate. E o mașină care are o direcție plăcută, adică simți ca și cum ar fi o direcție hidraulică și îmi place chestia asta. Și pot să zic că se conduce foarte bine în oraș. Însă evident, nu e cea mai bună mașină de oraș, e mare, are o rază de bracaj destul de mare și nu vei găsi ușor să parchezi. Uite, de exemplu, acum cu mersul pe care l-am avut, îmi afișează un consum mediu de 13,3%. Nu mi se pare o pagubă, sincer. Și, de fapt, uite, chiar am o medie de 11,8 pe 21 de kilometri conduși. Puțin de drum național mai rapid și restul de oraș. Acel 13 pe care l-am arătat acum, 13.3, este strict în oraș. Deci de când eu am pornit mașina și a plecat această filmare. La stilul ăsta de mers, pot să zic că ea consumă mai puțin decât Honda mea de 2.4 și 225 de cai. Așa că eu nu cred că este o mașină cu care aș putea trăi pe parte de costuri de exploatare. Din păcate, doar impozitul ăla ar fi problema și consider că statul român ar trebui să impoziteze mașinile bazându-se pe poluare și nu pe capacitatea cilindrică. Adică e foarte posibil ca acest motor să polueze mai puțin decât o mașină de acum 10 ani cu motor de două ori mai mic. Așa că nu ar trebui să fim impozitați pe capacitate cilindrică. În Suedia mi se pare cel mai bun sistem, 162 de lei baza, toată lumea o plătește și ai inclus 111 grame de emisii carbon. Orice gram care depășește această valoare este taxat cu aproximativ 10 lei. Și așa se face că la o mașină cu 3 litri benzină
ai un impozit mai mic decât la un 2 litri diesel, pentru că mașinile diesel au o penalizare de 2,7% de 2,7 ori față de benzină. Așa că sunt încurajați cei cu mașini care poluează mai puțin. Pentru că și motorul ăsta trebuie să respecte, evident, niște norme de emisii. Și, într-un fel, e uimitor că au reușit să-l vândă în Europa, unde știm foarte bine că restricțiile sunt mai mari. Dar eu nu sunt mulțumit. Și o să vă arăt în continuare și cum merge mașina asta acolo unde este ea făcută de fapt să fie dusă, respectiv pe autostradă și pe un drum virajat. Cam aceasta a fost prezentarea mea pentru o mașină inedită și poate sunt subiectiv când spun că îmi place foarte mult și nu prea regăsesc defecte, mai ales în categoria asta de preț. Ca să configurezi o mașină similară de la Sfânta Treime nemțească, trebuie să mai pui cel puțin 20.000 de euro peste, însă chestia asta nu face ca acele mașini de la competiție să fie mai prejos. Toate sunt în același segment și sunt niște alegeri bune, însă trebuie să recunoaștem că în această configurație la banii la care se vinde, mașina asta pur și simplu nu are rival. Cred că singura parte incomodă rămâne impozitul în contextul românesc. În rest, mentenanța ei și feeling-ul ei de zi cu zi este clar de mașină premium din segmentul corespunzător. Motorul e unul robust, care nu cred că va avea probleme pe viitor. Poate doar un pic de atenție la verificatul tachetilor la 100.000, probabil distribuția pe la 300.000, și garniturile de pe la capacele alea de plastic și, în ultimul rând, curățarea supapelor de admisie de depuneri, galeria în mod special, dar asta e ușor de făcut pentru că e situată deasupra și e din plastic. Distribuția de asemenea în față nu va necesita demontarea motorului. În rest, mașina chiar are ce să ofere, materialele sunt bune, butoanele sunt acolo unde ar trebui să fie, sistemul de infotainment chiar o plăcere. A fost ușor de configurat pe partea de navigație, scaunele sunt din acest segment. Eu nu regăsesc probleme pe materiale. Acolo unde este plastic tare, nu ajungi cu mâna și nici nu se vede. Cam asta ar fi ce am avut eu de zis. Dacă v-a plăcut ce am avut de zis, ce am zis, abonați-vă la canal dacă n-ați făcut-o deja, apăsați și clopoțelul să primiți notificări și mulțumesc încă o dată MIT Motors care mi-a pus la dispoziție mașina asta. Bye-bye!